Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă întâlnire de afaceri. Peste câteva zile va avea loc la Iași conferința Iași Startup 2018. Detalii despre cine se poate înscrie și care sunt avantajele participării la acest eveniment aflăm de la Mihail Bârsanu, organizatorul evenimentului. Bună ziua, bine ați venit la întâlnirea de afaceri. Bine v-am găsit! Iată o întâlnire pentru cei care își doresc să înceapă un business, înțeleg eu. Pe ce dată mai exact va avea loc acest eveniment și care sunt, de ce ar trebui să vină la dumneavoastră tineri doritori de a începe un business? Da. Evenimentul va avea loc pe data de 12 iunie la Camera de Comerț și Industrie Iași. Va începe la ora 9, se va termina la ora 16, vom avea 8 ore de lucru cu cei care doresc să-și deschidă o afacere și cu cei care deja au un startup și lucrează în cadrul lui. 8 ore, un curs, se poate spune că va fi vorba de mai multe cursuri intensive? Da, vor fi mai multe seminare interactive. Formatul prezentărilor va fi în felul următor. Antreprenorii și oamenii de afaceri care vor fi prezenți la eveniment alături de specialiști și profesioniști în diverse arii de business vor susține o prezentare despre diverse arii ale afacerii, cum ar fi marketing, management, surse de finanțare, managementul financiar, iar după care 20 de minute vor discuta direct cu participanții despre ideile lor de afaceri și despre cum pot să crească business-ul. Interactiv va interactiv, fi da. Întregul eveniment. Da. Speakerii, am văzut pe pagina dumneavoastră a evenimentului, pe pagina evenimentului, că vor participa foarte mulți speakeri, fiecare dintre ei cu experiență și expertiză într-un anumit domeniu și fiecare dintre ei capabil să ofere răspunsuri tinerilor. Le spun tineri pentru că, în general, tinerii sunt acum cei care își doresc să înceapă un nou business. Da. Fiecare este profesionist în area sa și este foarte bine să mergi la un astfel de eveniment pentru că îți oferă o paletă largă de domenii de care va avea nevoie afacerea ta. De la faptul că pornești de la o idee pe parcursul ei să vezi cum o să lucreze, managementul financiar, managementul resurselor umane, de unde atragi finanțări, care sunt programele și sursele de finanțare, ce oportunități mai vezi în piață, cum îți construiești identitatea și brandul, că asta e foarte important și, de asemenea, cum faci acele vânzări și reușești să fidelizezi clienții. Foarte multe informații într-un timp extrem de scurt, aș spune. Da, încercăm să le oferim cât mai multe informații, să aibă la dispoziție cât mai multe instrumente pentru a-și începe afacerea așa, în forță. Se arată interesat Iașul de acest eveniment? Ați primit deja cereri de participare? Da, am început să se înregistreze. Avem atât angajați care doresc să treacă în cealaltă barcă a patronului, a angajatorului și antreprenori la început de drum, care fie sunt fondatori, fie dețin firme nou înființate și doresc să lucreze mai mult la ele și să urce în sus. Am discutat și în ediția trecută despre aceste aspecte, dar aș vrea să le mai punctăm o dată, pentru că fiecare vine cu viziunea lui în această emisiune. Ce face diferența dintre un tânăr sau o persoană mai puțin tânără care preferă să muncească toată viața, să-și ia un salariu sigur, da, să fie angajat, și o persoană care la un moment dat își spune gata, eu vreau să fiu antreprenor, pentru că de fapt eu asta mi-am dorit toată viața mea de când eram copil. Am auzit foarte mulți antreprenori aici care mi-au spus că ei de mici și-au dorit să devină proprii lor stăpâni, să-și managereze singur timpul, să facă ceea ce își doresc și în viața profesională. Da, sunt mai multe motive care stau la baza convertirii, să zic așa, angajatului în antreprenor, în angajator. Pasiunea este un motiv foarte. Dacă te pasionează un anumit domeniu și faptul că lucrezi pentru altcineva și faci lucrurile în felul, în viziunea pe care o are el și nu o faci cum ți-ai dorit tu, cum ai vedea tu,
și ești determinat de această pasiune, te face de multe ori să treci în cealaltă bancă și să înfrunți greutățile, să înfrunți toate piedicile și tot ce vine la pachet cu acest cuvânt frumos, antreprenor și antreprenoriat, și să-ți urmezi visul, să realizezi altceva decât este pe piață, să vii cu niște soluții inovatoare, să vii cu un produs diferit, cu un serviciu diferit sau să vii cu același produs, dar gândit mai bine, cu altă viziune sau cu altă strategie. Pasiunea este un factor puternic, care de multe ori animă pe antreprenor să lucreze dincolo de 8 ore, să încerce noi abordări, să caute clienți în continuare și să fie așa foarte motivați pe o perioadă lungă de timp. Un lucru care nu e foarte caracteristic în postura de angajat, pentru că aici ai siguranța locului de muncă, ai salariul la sfârșit de lună, ești motivat să faci anumite comisioane, anumite vânzări sau anumite ce-ți oferă angajatorul, dar nu ești motivat ca în propria afacere unde depui chiar și 100% din efort. Iată că nu vine doar cu avantaje această poziție de antreprenor, nu vine și cu niște minusuri, dacă putem să le spunem așa. Faptul că după acele 8 ore de muncă, tu poți, antreprenor fiind, să mai lucrezi încă 8 în acea zi, ca să fii sigur că la sfârșit de lună nu rămâi cu datorii sau cu nemulțumiri din partea clienților, că până la urmă clienții sunt cei mai importanți. Nu? Fără ei o afacere nu ar funcționa. Exact. De multe ori cei care sunt angajați se gândesc că vai, ce frumos e așa, antreprenoriatul, ce exemple de business avem, ne uităm și la Forbes, ne uităm și la multe produse și vedem topuri și vedem strategii și vedem că sunt lansate firme și start-up-uri câștigă, dar realitatea e cu totul alta. Pentru că peste 50% din start-up în primii 3 ani eșuează. De unde vine acest eșec? Acest eșec vine din mai multe perspective, dar principala perspectivă este faptul că cei care încep de obicei un start-up sunt profesioniști, sunt experți în domeniul lor. Nu reușesc să-și contureze o echipă alături, care să fie și pe zona de vânzări și pe zona de resurse umane, să știe să-și motiveze și să-și atragă alți oameni lângă ei, să gândească niște strategii de marketing adecvate, și în felul acesta eșuează. Sunt foarte buni în ceea ce fac, însă nu reușesc să vândă produsul, să atragă clienți sau nu reușesc să facă față, având un volum foarte mare de Haideți să luăm exemplul unui coafor. O persoană care se pricepe foarte bine la aranja doamnele și domnii la păr și vrea să-și deschidă un coafor. Nu este suficient ca ea să știe foarte bine și ea să-ți ducă greul, ca să zic așa, în acea afacere. Înțeleg că trebuie să fie înconjurată și de persoane care știu să promoveze coaforul respectiv, nu? Da. Să vândă pachete pentru potențialii clienți, să aibă un contabil foarte bun, nu? Da. Și ce ar trebui să mai aibă pe lângă asta? Da. Să știi, în primul rând, dacă își deschide un coafor și dacă se gândește la o variantă în care să nu fie doar un singur scaun, să fie o întreagă echipă acolo, trebuie să știe cum să-și managereze angajații, cum să-i rețină, pentru că astăzi lucrează la tine, mâine pleacă la coafor unde e o ofertă mai bună. De asemenea, un coafor, cu acest exemplu, de obicei, veniturile nu vin atât din realizat coafor și din frizerie, cât și din produsele pe care le vând. Trebuie să ai niște oameni care, cei care sunt angajați acolo, să știi și să vândă acele produse pentru păr și acele cosmetice mai departe, pentru că asta e esența afacerii. Să aibă într-adevăr un contabil bun, un jurist la care să se adreseze la problemele legale. Nu e de ajuns doar să știe să facă coafuri excelente, pentru că dacă se rezume doar la acest aspect, da, este un antreprenor singur și în ceva timp, când apar probleme pe zona contabilă, juridică, pe zona de management al echipei, pe zona financiară, că nu știe să-și managereze echipa, finanțele foarte bine, amestecă banii proprii cu banii firmei și toate lucrurile acestea. Și acest lucru poate să ducă la un eșec al afacerii. Sau, de exemplu, își pune coaforul într-o zonă mai greu accesibilă, pentru că la început, să zicem, nu își permite o zonă mai centrală și acest lucru poate să fie foarte bine. Am văzut coafoare și saloane foarte frumoase
puse într-o zonă cu vad foarte mic și atunci și lucrurile nu au mers foarte bine. Sunt conștienți cei care își doresc să înceapă un business de toate riscurile care vin împreună cu această dorință? Sunt și nu. Faptul că se gândesc că sunt anumite riscuri și sunt unii care își pun deoparte și resurse și așa pentru a face față riscurilor, însă sunt o mare parte care își văd anumite riscuri, dar când încep afacerea văd că lucrurile stau cu totul altfel și că circulă foarte multe mituri și zvonuri. Că vine ANAF-ul, că vine inspecția sau că se întâmplă tot felul de lucruri. Poate să se întâmplă sau nu lucrurile acestea, dar poți să ai cu totul alte probleme cu clienții, cum îi fidelizezi, dacă se întorc, dacă nu se întorc. Riscurile, fiecare antreprenor își asumă foarte multe riscuri când pornește la drum într-o afacere. E diferit față de poziția de angajat, unde riscurile și le asumă angajatorul, o parte din ele. Și atunci trebuie să, și dacă nu ai sprijinul, fie al familiilor, a familiei, a prietenilor, a partenerilor de afaceri, de multe ori se găsește să fie foarte bun, un foarte bun sprijin în afacerea ta, atunci e posibil să nu faci față riscurilor, nici stresului, nici presiunii și să lucrurile să meargă și să nu meargă. Într-adevăr, noi am avut aici la întâlnirea de afaceri derulat un proiect, Startup Business se numea acesta, și am întâlnit o grămadă de tineri foarte pasionați care au deschis afaceri, de cele mai multe ori în domeniul serviciilor. Asta se întâmplă în general atunci când un tânăr începe un business, se orientează mai mult către servicii pentru că și finanțele de la început sunt mai mici. Nu presupune o cheltuială foarte mare? Da. Zona de servicii și aici e o zonă foarte, foarte sensibilă. Pentru că, practic, în această zonă tu vii cu experiența ta, cu expertiza ta, cu profesionalismul tău, cu lucrurile pe care le cunoști și încerci să oferi un serviciu pe care să-l vinzi mai departe și să creezi un serviciu nou sau un serviciu inovativ sau să vii cu altceva. Într-adevăr, e delicată această problemă a faptului că nu reușim să avem niște finanțe la început și să mergem și pe zona, să zicem, mai în zona de producție sau mai în zona de vânzare, să avem un magazin online, să avem un stoc. Ne oferă o siguranță, ne oferă o altă perspectivă decât faptul de că ofer niște servicii și cam atât. Pentru că odată ce intrăm în zona de producție, odată ce intrăm în zona de revânzare, ne dăm seama că nu putem să fim doar în firma sunt eu. Ai nevoie de o echipă și de specialiști pe fiecare domeniu în parte. Și atunci, de asta și dacă ne uităm și la programele de finanțare ale statului, Startup Nation, nu a fost foarte pe zona de servicii și de comerț cu amănuntul. S-a îndreptat mai ales pe zona de IT, pe zona de servicii creative, de producție, pentru că acolo putem să inovăm, putem să facem lucruri altfel și, într-adevăr, este nevoie și de o finanțare. Se va vorbi la această conferință, din ce am văzut pe site-ul dumneavoastră, despre soluții de dezvoltare antreprenorială. Da. Antreprenorii trebuie să cunoască că în Iași au mai multe soluții, au mai multe instrumente și organizații pe care îi pot ajuta. Spre exemplu, sunt incubatoare de afaceri, este un accelerator de afacere, sunt cluburi de business networking, este camera de comerț, adică sunt niște structuri pe la care poți apela. De asemenea, sunt profesioniști. Fie sunt profesioniști în managementul general al firmei, fie avem pe management de finanțe, pe identitate, că e foarte bine să pleci de la drum cu un brand deja conturat, să nu te duci să-ți faci doar o simplă sticlă și cu asta mergem și facem brandingul din așa de mers. Resursele umane, pentru că va trebui să angajezi persoane atunci când expertiza ta ajunge la un anumit nivel, finanțele, ca să nu, cum ziceam, să nu amestici banii tăi cu banii firmei, să știi să-ți previzionezi, să ai un cash flow bun. Toate aceste lucruri sunt soluții pentru antreprenori.
Și avem evenimentul ăsta, vine cumva întâmpinarea celor antreprenori, pentru că avem foarte multe programe. Avem Startup Nation, Startup Plus, Startup Diaspora, peste 10 firme din Iași dezvoltă astfel de programe și sunt o groază de cursuri pentru a obține aceste finanțări. Bani sunt pe piață. Trebuie doar să știm noi cum să mergem, cum să-i luăm și ce să facem cu ei mai departe, exact, nu? Exact, da. Pentru că aici e marea problemă. Ai scris un proiect de finanțare, ai luat bani și din momentul 2, în loc să investești într-un stoc sau în loc să investești în oameni pe care să-i angajezi, te apuci să-ți cumperi un birou, pentru că e foarte frumos să ai un birou foarte elegant, să ai un fotoliu de antreprenor, să zic așa, să ai totul foarte așa și vine omul și își dă seama că tu nu poți face față la ce solicită clientul sau că nu ești destul de profesionist ca să-i oferi niște servicii credibile. Și aici este foarte important unde punem banii, punem și ceva deoparte, ce facem cu acei oameni pe care îi angajăm, pleacă minutul 2, pleacă următoarea lună, mai ales că în piață, pe zona de resurse umane, e foarte greu să menții omul la tine, să-l motivezi și să duc împreună un startup, pentru că angajați la fel. Sunt motivați să lucrez într-un mediu stabil. Cei care lucrează de obicei într-un startup merg pentru o idee, pentru un produs excepțional, pentru o idee inovatoare. Și atunci trebuie să știi aceste lucruri. Nu e de ajuns să ai doar banii, trebuie să ai și cunoștințele. Și trebuie să te înconjori categoric cu oameni cu experiență sau poți să iei și niște oameni care au mai puțină experiență sau deloc și să-ți asumi tu că îi instruiești la locul de muncă? Startupist fiind. Da. Asta e, și asta cu experiență e așa și așa. Depinde unde au experiența și ce fel de experiență ai. Pentru că până la sfârșit tu vei cuantifica dacă experiența lor precedentă se aplică în afacerea ta, în startup-ul tău, sau dacă îți dorești mai degrabă niște tineri care să vină, poate nu au foarte multă experiență, poate nu au foarte multe cunoștințe, dar dacă tu îi pregătești și le oferi viziunea ta și îi îndrepți exact unde trebuie să lucrezi ei, poate atunci este mai bine, pentru că dacă e să-ți vină cineva cu 20 de ani experiență, s-ar putea, ca să nu accepte autoritatea ta de tânăr antreprenor, s-ar putea să vadă altfel lucrurile, s-ar putea să se îndrepte spre o cale greșită și startup-ul tău să nu meargă, să nu aibă destul încredere în tine. De asta este în ziua de azi foarte multă lume lucrează cu tinerii și cu oamenii la punctul de lucru, în firmă și îi pregătește aici pe loc. Durează 3-6 luni, dar în sfârșit poți să ai pe cineva care să împărtășească viziunea ta. Cine credeți sau care credeți că sunt mai importanți? Oamenii cu care faci echipă, cu care lucrezi pentru a furniza un produs, un serviciu bun clientului, de care acesta evident să fie mulțumit, sau mai important este felul în care tratezi clientul, cum reușești să-i vinzi un pachet, cum îl ții pe el mulțumit lângă tine, chiar dacă nu îi livrezi poate un produs foarte bun? Echipa e importantă. Pentru că dacă pregătești destul de bine echipa și înveți să lucreze profesionist și înveți să lucreze cu clienții și conform unor proceduri și nu doar așa haotic și fără nicio strategie, atunci echipa ta se va comporta bine cu clienții tăi. Este o vorbă în antreprenoriat. Comportă bine cu angajații tăi și ei se vor comporta bine cu clienții tăi. Lucrurile pe care le transmiți angajaților se vor reflecta și în serviciile, dar și în felul cum sunt tratați clienții. Pentru că și interacțiunea dintre echipă și clienți, nu? Exact. Pentru că ceea ce transmiți tu, valorile tale, scopul tău, misiunea ta, viziunea ta pe care o ai la începutul firmei, dacă reușești să o ții fixe și să faci ca echipa din jurul tău să meargă pe ele, atunci vei avea o viziune clară și clientul va vedea. Dar dacă lucrurile vor fi, și mai sunt anumiți antreprenori care au ieșuat tocmai pentru că au încercat să satisfacă toți clienții, și mari și mici și de toate tipurile.
și satisfăcând clienții și-au pierdut din valori, și-au pierdut din scopul firmei, s-au apucat să facă, să zicem, un coafor și au ajuns să facă o pensiune, sau s-au apucat să facă servicii IT și au ajuns să facă servicii cu totul de altă natură. Deci targetul pe care tu te fixezi de la început trebuie să fie extrem de bine stabilit, nu? Da. Și să încerci, ca tânăr antreprenor, ca startupist, să mergi pe același drum o perioadă cât mai lungă de timp pentru a-ți fixa niște clienți, niște repere. Exact. Trebuie să încerci să nu faci de toate, pentru că cine face de toate nu le face pe toate bine. Mai degrabă, din filia de, pe care, să zic așa, din tot întreul pe care îl numim noi piață, să selectezi o felie și pe aia să lucrezi, să te concentrezi pe ea și să depui efortul. Mai este o vorbă că dacă depui, să zicem așa, 10.000 de ore într-un serviciu sau într-un produs sau investești în tine, cu siguranță după 10.000 de ore vei deveni profesionist în acel domeniu. Iar 10.000 de ore e aproape 4 ani. Deci e aproape un startup și încă un pic. Am văzut că tinerii care vor veni acolo vor afla informații și despre parcursul startup-ului de la idee la succes. Cum se poate ajunge de la o idee minunată la un succes mare? Da. Tocmai asta e și perspectiva. Atunci când pornești, că foarte mulți și antreprenori, dar și cei care doresc să-și înființeze o afacere, pornesc cu o idee. O idee care poate să fie bună sau mai puțin bună, inspirată sau mai puțin inspirată, inovatoare sau mai puțin inovatoare. Dar porneți de la acea idee. Este strategia este să transform ideea în ceva palpabil, pentru că întâlnim de multe ori oameni care, da, și anul viitor mă gândesc să-mi deschid o afacere și luna viitoare și mâine și pe mâine, tot timpul auzi că își deschid afaceri, dar niciodată nu-și deschid. Să transform ideea în realitate, să-ți propui, pentru că antreprenoriatul înseamnă riscuri, înseamnă oportunități, dar înseamnă și profit, înseamnă succes. O firmă care nu realizează profit, o firmă care nu are cât de cât un succes cât de mic, nu este un antreprenoriat. Este voluntariat. În momentul în care o firmă și merge în jos, acolo e voluntariat. Îți sacrifici timpul, energie și banii tăi pentru o idee în care tu crezi, pentru un vis în care crezi. Dar visul trebuie să fie transformat într-o realitate profitabilă. Și atunci, de la idee, mergem pas cu pas, vedem toate perspectivele și tot ce ai avea tu nevoie, ai nevoie de un model, de exemplu, un startup, merg pe un model de business de succes, luăm un coafor, vedem ce merge bine, luăm mai multe coafoare, vedem ce merge bine, acel model de succes, mergi și tu pe el, dacă vrei să-ți deschizi un coafor. Ne gândim la echipă, la stabilitatea ei, la motivarea ei și mergem și pe această linie. Ne gândim cu unde punem bani, în ce investim, cum ne recuperăm acea investiție prima noastră și mergem și pe zona aceasta. Așa că pas cu pas, ca să transformăm într-o idee fantastică, în ceva, într-o afacere profitabilă, care este acel minim de profit pe care reușești să-l faci în primele luni sau în primul an, acela este un succes palpabil. Este vorba despre foarte multă muncă, determinare, pasiune, talent, foarte multe responsabilități. Toate astea vin la pachet cu antreprenoriatul. Da. Și cred că este foarte important ca tinerii să înțeleagă chiar de la început că antreprenoriatul nu este o joacă, nu se distrează, pentru că la mijloc sunt și niște luni din viața altor oameni care li se alătură la un moment dat. Nu? Dar despre asta haideți să discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Da. Revenim. Ne-am reîntors, sunt coorganizatorul de evenimente Mihail Bârsan, discutăm despre evenimentul Iași Startup 2018, care va avea loc peste câteva zile la Iași, despre tineri antreprenori și despre tot ceea ce vine la pachet cu antreprenoriatul, am discutat în prima parte a ediției. Aș vrea acum să discutăm despre felul în care se găsesc noi piețe de dezvoltare a unui business. Să presupunem că avem un business în Iași. Da. Un business pe servicii. Ce facem? Ne îndreptăm către zonele foarte apropiate Iașului? Ne îndreptăm către exterior, dacă avem servicii care se pretează și pentru asta?
Da. Atunci când avem o afacere care deja începe să meargă și primul lucru a oricărui antreprenor în 2018 este să gândească la scară mare, iar acest lucru sunt diferite abordări. Putem să mergem în zona regională, în zona regiunii de Nord-Est, pentru că avem cumva același specific, iar dacă avem niște servicii care se pot replica și în Iași, dar și în Suceava, și în Botoșani, și în Piatra Neamț, și în Vaslui, atunci putem să mergem pe zona regională. Dacă însă serviciile care sunt caracteristice cumva a firmei noastre și sunt caracteristice și pentru municipiul Iași, adică pentru zona urbană, și Iașul este un oraș în plin dezvoltare, putem să ne îndreptăm și către zona Cluj și către zona București. Sunt foarte mulți antreprenori care au reușit în Iași și și-au dat seama de potențialul foarte mare al business-ului lor și au mers în Cluj, au mers în zone la fel foarte dezvoltate, mai ales în zona de IT, de servicii creative. Au mers cu softurile, cu aplicațiile lor în zona de Cluj, iar acolo au putut să facă lucrurile mult mai repede. Pe lângă piețele de dezvoltare sau despre felul în care se pot găsi noi piețele de dezvoltare a unui business, cei care au afacere ar trebui să știe și cum să își promoveze eficient afacerea. Înțeleg că veți discuta despre strategii social media de promovare a unei afaceri. Da. În acest timp de maximă schimbare în zona de social media trebuie să fii foarte bine pus la punct, mai ales dacă ai un business care ia clienții din zona online, trebuie să fii foarte bine pus la punct sau să ai oameni alături care să fie puși la punct cu zona de Facebook, cu zona de Google, cu LinkedIn și cu toate tool-urile care sunt de folos. Pentru că s-ar putea ca pentru business-ul tău Facebook-ul să fie foarte ok, să faci campanii de promovare și să atragi participanți, dar zona de Google să nu fie instrumente sau invers. Sau YouTube, la fel, acum filmulețele sunt foarte bune și atrag foarte mulți clienți. Dacă pentru anumite business-uri, trebuie să știi specificul tău și de unde îți vin clienții și trebuie, odată ce ai înțeles de unde îți vin clienții și cum funcționează acest mix de promovare, acest mix de marketing în zona online, trebuie să-l crești, să apelești la specialiști, că sunt foarte mulți specialiști în zona aceasta și să crești cât mai mult și să atragi cât mai mulți clienți din zona aceasta. De asemenea, dacă te gândești și la... Pentru că acum suntem într-o plină globalizare și internaționalizare, mai ales prin instrumentele online, poți să ajungi și la alți clienți. Sunt magazine care au început online, de exemplu, au început în Iași și au început să vândă în afară, în spatele unui european, în America și la fel și în alte țări. De aceea este bine, pentru că avem o deschidere către piața globală și piața internațională. Trebuie să știi specificul, legislația și să știi lucrurile cum funcționează, cum reușești. Poate aici, în Iași, lucrurile merg bine. Dar trebuie să știi, în momentul în care ai făcut saltul din Iași către piața internațională, trebuie să știi lucrurile foarte bine, astfel încât investiția pe care o vei face să fie de folos și să nu se întâmple cum au făcut alți antreprenori, au mers pe zona internațională, au fost copleșiți de comenzi și nu au mai făcut față, iar nu și-au putut recupera investițiile. În concluzie, pentru a avea succes și în această promovare social media, ajungem la aceiași specialiști cu care trebuie să ne înconjurăm, nu? Noi ca antreprenori, da. Pentru că exact cum spuneați în prima parte a emisiunii, dacă le faci pe toate, nu o să faci bine nimic din acel tot sau o să faci ceva bine, dar nu foarte bine și să te întinzi cât te ține plapuma, adică să nu primești mai multe comenzi decât poți să realizezi pentru clienții tăi? Nu neapărat să mergi și să iei acele comenzi, dar să ai o infrastructură și o echipă pregătită. Pentru că în momentul în care pleci nepregătit către zona internațională sau către piața europeană, care este foarte largă, sau către UE, către Statele Unite sau în alte părți, trebuie să fii foarte bine pregătit, trebuie să fii
să echipa ta să fie pusă la punct și cu strategiile și cu specificul acelei pieți și cu, să zic așa, cu tumele și cu legislația și cu totul. Astfel încât să nu întâmpim probleme, pentru că, de exemplu, pentru magazin online sau pentru o afacere care vinde în mediul online, dacă nu ești pregătit și tu investești, îți creezi un stoc foarte mare și tu încerci să vinzi în zona aceea, dar nu cunoști toate aceste lucruri, nu ai oameni pregătiți alături, atunci s-ar putea să nu fie tocmai un succes și să faci un pas în spate pentru a pregăti lucrurile și după care să continui. Revenim de fiecare dată la resursa umană. Cea mai importantă resursă, nu? A unei companii. Și am văzut că veți vorbi și despre managementul productiv al echipei. Ce înseamnă de fapt o echipă care funcționează bine? Care sunt mecanismele? Într-adevăr, echipa și oamenii în ziua de azi sunt foarte valoroși. Și avem un mix de generații care sunt pe piața muncii și un mix de oameni care au idei și concepte diferite și sunt foarte greu de păstrat în firma. După cum spuneam, dacă nu îi leagă o motivație foarte bună de firma ta, dacă nu cunoști niște strategii de resurse umane care să-i țină acolo și nu doar să-i țină, pentru că un om care este ținut și nu este productiv va pleca oricum, dar să fie productiv, să fie motivat, să fie o echipă închegată, să nu ai un mediu de lucru nu tocmai plăcut în care colegii nu se înțeleg între ei, pentru că de obicei de acolo se pleacă, de acolo pleacă oamenii, pentru că nu există o echipă închecată, antreprenorul este de tip dictator, el spune, el face și el spune cum să se facă, mai degrabă un lider, să fii mai degrabă un lider și un exemplu, să poți să fii la același nivel cu toți oamenii și să nu creezi distanțe și să nu creezi prea multe proceduri, astfel încât să cei care sunt angajați acolo să nu mai ajungă la tine. Și liderul este o cheiță foarte importantă în acest sistem, să înțeleg, nu? Și el poate să facă echipa să funcționeze foarte bine, cu mâința să fie lider, așa cum spuneați dumneavoastră, și nu dictator, care dictează tot ceea ce trebuie să facă echipa, fără să înțeleagă că multe dintre lucrurile respective nu se pot realiza, eventual. Da. Și în Iași avem genul acesta și de antreprenori care le știe pe toate și le face pe toate, cu toate că nu le face niciuna bună și mai bine a lua oameni care să facă exact bucățica lor, să o facă destul de bine, iar tu să rămâi în zona în care doar motivezi acei oameni, doar le spui uite, asta e bine, asta e foarte bine, le dai feedback constant, un feedback pozitiv și nu negativ, pentru că noi suntem obișnuiți să am transformat critica în feedback negativ. Și oferim angajaților foarte mult feedback negativ. Nu ai făcut bine, nu s-a întâmplat așa, uite așa. Cel mai bine este să crezi în oamenii cu care lucrezi, să investești în ei, să ai timp de un cuvânt de respect, de un bună ziua atunci când încep programul și la revedere sau o zi bună atunci când termin programul. Să ai timp de aceste lucruri mărunte, pentru că ele fac o echipă și o relație specială cu oamenii tăi. Și dacă ai o relație specială cu oamenii tăi, atunci fii sigur că nu vei avea probleme pe zona de angajare. Veți mai discuta la conferință și despre instrumentele eficiente pentru afaceri? Da. Aici aș vrea să detaliați un picuț. Acum avem o paletă foarte largă de instrumente. Fie că vorbim despre managementul general al companiei, avem instrumente, atât instrumente online prin care ne putem ușura foarte mult munca și nu mai trebuie să comunicăm, să facem zeci de ședințe pentru aceleași lucruri, avem tool-uri prin care putem să lucrăm foarte bine cu oamenii, avem chat-ul, avem o mulțime de instrumente pe zona de management, pe zona de contabil, avem, putem să emitem foarte rapid facturi, chitanțe, în minutul 2 să ajungă la clientul nostru. Pe zona de instrumente online, la fel, putem să măsurăm foarte repede ce s-a întâmplat, câți clienți au venit, de unde au venit. Acum sunt și schimbările GDPR care
trebuie să fim și atenți cum colectăm datele despre clienții noștri și cum le administrăm și faptul că clienții pot să-și retragă consimțământul în cazul în care nu mai doresc să primească ofertele noastre, în cazul în care le-am oferit, nu știu, au cumpărat serviciul nostru sau produsul nostru de o dată, două ori și după că nu au fost mulțumiți și nu mai doresc să primească oferte și atunci trebuie să le oferim libertate de a ieși din baza noastră de date, de a părăsi acele informații pe care le transmitem noi lor și de a alege altă firmă și alt furnizor. Identitatea de business și construcția acestei identități de business. Da, foarte importantă. De multe ori tinerii antreprenori pornesc cu o sticlă sau cu aia făcută nu știu cum și făcută de nu știu cine, de un designer care a făcut-o odată pe o hârtie și a transformat într-un logo și nu acordă atenție. Se concentrează pe clienți, pe vânzări. Este atât de importantă? Este importantă pentru că, să zicem că la început reușești să faci niște clienți, pentru că primii clienți care de obicei apar, mai ales pe zona de serviciu, sunt din recomandările tale, din recomandările prietenilor, din piața caldă. Mergi pe zona de piață rece și atragi și de acolo clienți. Și după care, când ajungi în zona de piață rece, oamenii se uită un pic și la brandul tău, și la logo-ul tău, și la firmă, ce vrea să însemne. Dacă tu pui acolo roșu, verde, albastru, toate culorile, un logo făcut în Microsoft Office, în Word și cu asta, basta, nu oferi credibilitate și seriozitate și oamenii cer lucrul acesta, mai ales când ajungi la un nivel care e un pic mai sus decât începutul de drum. Să zic, după primele 3-6 luni deja te lovești cu aceste lucruri. Nu ai stabilite scopul, nu ai stabilite valorile, nu ai stabilite obiectivele. Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? În 5 ani, în 3 ani, în 10 ani? Ce vrei să faci cu firma ta? Sau doar face de toate, face pentru toți? Pentru cine lucrezi? Pentru persoanele fizice, pentru persoanele juridice? E un mix, e undeva? Trebuie să știi lucrurile acestea. Iar aceasta e zona de branding. Iar toate aceste aspecte se conturează în jurul și în jurul logo-ului și a siglei și a sloganului pe care vrei să-l transmiți și trebuie să fie continuitate astfel încât ne uităm la cele mai mari firme care sunt pe piață. Lucrează foarte mult la brandul lor, au făcut rebranding din nenumărate ori, tocmai asta pentru a se potrivi cu grupurile țintă care au fost în permanență schimbare. Și noi avem foarte multe grupuri țintă și foarte neomogene. În ziua de astăzi avem oameni care, să zic așa, conduc o mașină foarte bună, au o locuință foarte scumpă, dar în același timp cumpără un produs foarte ieftin. Iar dacă tu îl targetezi ca și pentru produse foarte scumpe și el nu cumpără de la tine și tu te întrebi de ce, uite, e tocmai din cauza asta, pentru că identitatea ta nu a fost direcționată către acei oameni. Nu te-ai exprimat clar, nu ai vorbit pe limba lor și acum nu mai este de ajuns doar să spunem anumite lucruri foarte așa, foarte da, eu fac asta, fac asta. Trebuie să și vorbești pe limba clientului tău, ca el să te înțeleagă. Când vorbește cu tine, să nu fii prea, că uneori un ton al exprimării în text sau în imagini poate să fie prea sus pentru el, să-l perceapă prea sus, prea scump, nu-mi permit, nu e de mine. Și cu toate poți să ai un preț chiar foarte bun pentru el, dar să fie poziționat, brandul tău să fie sus. Iar el are nevoie undeva să fie la mijloc. El are salariu mediu, el are studii superioare și acolo pentru el trebuie să vină întâmpinarea lui, să citească și să te vadă ca pe un prieten și să te vadă ca pe un partener. Foarte multe informații vor afla cei care vor veni la această conferință. Îmi dau seama pe măsură ce mi-e povestit și mie. Importantă construcția identității de business, poate primul pas cel mai important, nu? În momentul în care se pornește o afacere. Înțeleg că veți vorbi și despre surse și resurse de finanțare. Și asta e important, că fără asta nu se poate face nimic. Da. Primele surse pe care le începe un tânăr antreprenor sau un deținător de startup sunt de obicei sursele pe care le deține, fie că a fost un angajat și a lucrat și a strâns, a adunat acolo un pic de resurse financiare,
După care a continuat cu familia, cu prietenii cei mai apropiați, a făcut niște împrumuturi și a adunat-o. Astea sunt primele, sunt acele bootstrapping în care tu îți aduni toate resursele de la cei din jurul tău și investești în afacere, la fel creând plus valoare și așteptând profit și succes. De asemenea, acum avem, cum am spus, programe de finanțare. Startup Nation, Startup Plus, Startup Diaspora, sunt programe de stat, sunt programe cu finanțare europeană, la fel și altele în afară de acestea, care oferă o sursă de finanțare. Fie că primești din start un avans, fie că trebuie să pui întâi banii tăi și după care să-ți recuperi acei bani, sunt multe oportunități. Nu putem spune că suntem cu 5-10 ani în urmă în care nu aveai oportunități și tot ce puteai strânge din jurul tău, mai făceai împrumut sau ceva și asta era tot. Acum avem, în afară de acestea, care sunt cumva de la deveni clasice, mai avem și business angels, avem crowdfunding, avem foarte multe, o paletă de finanțări noi la care putem accesa. Și în felul acesta putem să ducem și afacerea la un nivel superior, să avem un mentor, să avem un investitor, să avem un partener de business care să finanțeze afacerea noastră. Deci lucrurile stau cu totul altfel decât în urmă cu 20 de ani, să spunem, când, într-adevăr, aceste surse de finanțare nu erau și nici ideile de business nu erau atât de multe. Piața nu era atât de mare pentru ceea ce voiau să facă antreprenorii. Da, față de atunci este o paletă largă, dar și aceste, luăm o finanțare europeană, dar vine cu responsabilități. Ne imaginăm Iată responsabilitățile. Ne imaginăm că luăm banii, investim, facem profit, dar stai că acolo scrie că trebuie să ai 2 angajați, că trebuie să faci profit, că trebuie să raportezi investitorului tău odată la 2-3 luni, că trebuie să faci o cifră de afaceri. Sunt niște lucruri pe care trebuie să ți le asumi și banii vin, să zic așa, nu ușor, dar vin prin proiecte și după care ai responsabilitate și îți dai seama că nu le-ai făcut, nu le-ai bifat și omul îți bate și spune, păi, cam ar trebui să dai banii înapoi pentru că nu ai realizat indicii pe care ți i-ai asumat. Revenim la începutul discuției noastre, trebuie și un plan de afaceri foarte bine pus la punct, nu? Da. Cu niște pași pe care să îi parcurgă antreprenorul și să încerce cât de mult, cu putință, să se țină de acei indicatori pe care și-a propus de la început. Da. Trebuie să ai un plan de afaceri și este bine să-l faci pe 3, pe 5 ani, pe o perioadă cât mai așa. Tu l-adaptezi din timp, în timp, dar este bine să-l ai. Este acel, să zic, acele hârtii unde tu îți pui ideile, îți pui pasiunea, îți pui tot așa și vezi cum se transformă el într-un business care aduce plus valoare, care crește, care reușește să faci ceva în piață cu adevărat. Și îl urmezi. De asemenea, există și perspectiva oamenilor de acțiune care poți să nu aibă nevoie sau să încurce mai degrabă acel plan de afaceri. Pentru că dacă ai o echipă care are procedurile și cunoaște ce trebuie făcut, de multe ori un plan de afaceri prea scorțos, prea multe pagini, prea așa, pentru om de acțiune care e obișnuit să vândă, să meargă, să convingă oamenii, să caută parteneri, el îl oprește din drum. Într-adevăr, trebuie să-ți stabilești niște obiective și niște strategii foarte clar, care trebuie să fii smart și trebuie să le urmărești așa. Dar de multe ori un plan prea alambicat, prea multe lucruri, poți te dai peste cap dacă tu ești genul de om de acțiune. Însă dacă ești genul de om care lucrează conform planului, care urmărește pas cu pas, e imposibil să nu ai succes. Pentru că tu știi ce este acolo și tu știi unde vrei să ajungi. Ai un punct de reper. Dar dacă mergi așa și nu ai niciun punct de reper haotic, azi un client, mâine nu știu ce fac, poi mâine angajez și tot așa, lucrurile... De asta e bun un plan de afaceri. Nu doar ca să-l scrii și să-l pui într-un dulap undeva, într-un... Să așa. Te mai auzi din când în când pe el, nu? Să te uiți pe el, să vezi dacă ai atins indicii, ce trebuie de făcut. O iei de la început, hai să vedem unde am greșit, refacem, restructurăm, angajăm pe altcineva, mai vindem, mai
Nu ne adaptăm din mers, cum exact, se spune, nu? Trebuie să, un antreprenor în ziua de azi trebuie să fie flexibil și să se adapteze la condițiile de piață. Piața e în permanentă schimbare. Nu mai avem parte de piață locală care este cumva închisă. Este o piață cu potențial internațional, este o piață în permanentă schimbare. Anul acesta merge un lucru, un anumit domeniu. Anul viitor s-ar putea să aibă scădere sau creștere și trebuie să ții cont de aceasta, trebuie să ții cont și de concurență, de cei ce fac ei, de unde evoluează lucrurile. Trebuie să rămâi și totuși, să rămâi așa pe poziție, cu valorile tale, pentru că dacă faci prea mult, divaghezi prea mult de la firmă, în un moment dat te întâlnești cu clienții precedenți și te întreabă, păi, te-ai apucat să faci... Să faci un restaurant și totuși ai ajuns să faci un bloc de locuințe. Nu ne-ai oferit un serviciu, noi ne-am întors acum la restaurantul tău, dar nu mai există. Și să-ți dai seama că ceea ce merge și lucrurile care merg în afacerea ta, acolo să insiști. Am ajuns și la tendințele curente în mediul de business. Da. Mulți tineri care pleacă la drum se întreabă de tendințe. Ce merge anul acesta? Ce merge? În ce să investesc să fie o investiție sigură? În ce să fiu sigur că, uite, acolo parcă merge un restaurant, acolo parcă merge o covrigărie, uite, acolo parcă merge așa și toate merg și toate sunt frumoase și se apucă, deschide și nu merge nimic. Tocmai pentru că nu cunoaște munca din spatele afacerii. Cunoaște partea din față, care este vizibilă, restaurantul se vede foarte bine, covrigăria are foarte mulți clienți, acel coafor sunt foarte multe programări, dar nu cunoaște partea din spate, care poate să fie o echipă bine închegată, poate să fie un management al finanțelor excelent, poate să fie un specialist care lucrează cu Facebook, cu Google, cu Instagram și caută strategii, se adaptează și promovează foarte bine afacerea și atrage foarte mulți clienți, poate să fie relația personală a antreprenorului cu primii clienți pe care îi aia. În primul an, în al doilea an, să aibă o relație specială, să fie acel gen de om extrovertit care să aibă o relație foarte bună cu clienții săi. Și atunci văzăm partea din față, copie acel model, dar fără să țină cont de partea din spate. De aia, sunt multe tendințe în piață. Tot timpul se schimbă. Avem și statul care contribuie în sens negativ de multe ori la schimbările acestea. Avem și antreprenori puternici care contribuie la tendințe și influențe foarte bune, aducând din afară sau în zona de în piața IT, la fel, cu foarte multe soluții inovatoare, cu foarte mult progres în zona de IT, de robotică și așa mai departe. De asta trebuie să fim atenți la tendințe. Tendințele ne ajută în conturarea unui business, dar nu ne definesc. Trebuie să fim indiferent de tendințe, pentru că tendințele vor fi într-un fel la anul acesta, într-un fel la următorul an sau chiar peste jumătate de an. Dar firma noastră trebuie să fie construită pe un produs solid, pe o identitate solidă. Care să reziste schimbărilor din piață. Să reziste și să se adapteze în același timp schimbărilor din piață. Și nu trebuie să fim așa statici și să zicem, ok, mergem pe trendul acesta, primăvara aceasta să vând foarte mulți pantofi, vindem și noi foarte mulți pantofi și după care ne dăm seama, dar stai, că de o lună nu se mai vinde pantofi sau acum vin perioada de concedii. Să trecem de la pantofi la vânzări de concedii, cu toate că noi suntem un magazin de pantofi, dar ce-ar fi să adăugăm și serviciul ăsta? Așa, și adăugăm cu de toate și după care clientul nu mai recunoaște ce se întâmplă acolo. Și îl pierdem. Exact. Suntem la final de emisiune și aș vrea să le transmiteți încă o dată telespectatorilor noștri ce vor găsi la Iași Startup 2018 dacă vor veni acolo și cu ce informații vor pleca acasă, foarte pe scurt. Da. La conferința Iași Startup 2018, pe 12 iunie la Camera de Comerț, vor găsi soluții și instrumente pentru inițierea unei afaceri noi și pentru creșterea și dezvoltarea unei afaceri existente. Vor găsi specialiști, profesioniști bine pregătiți, antreprenori de succes și care vor putea discuta în mod liber și vor dezbate foarte multe subiecte pe zona de management financiar, resurse umane, surse de finanțare și restul, tot ce nevoie de acel cumul care este nevoie la începutul unei afaceri.
Domnule Mihail Mârsan, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Succes! Vă doresc cu organizarea acestui eveniment și cât mai multe să organizați, pentru că Iașul are nevoie de astfel de evenimente. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem ca de obicei săptămâna viitoare. Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.